Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Oficial, începând de săptămâna viitoare, copiii sunt în vacanță, vacanța mare, și cred că toți, adică cu siguranță toți, sunt foarte, foarte fericiți. Și părinții copiilor sunt fericiți pentru că au scăpat de grija școlii, a grădiniței, cu examene, cu teste, cu teze, dar, așa cum spuneam, cei mai fericiți sunt copiii, 3 luni de vacanță, soare, mare, munte și, spun eu, și foarte, foarte multe activități extrașcolare. Pentru că perioada de vară este cea mai bună perioadă pentru copiii care doresc să se afirme în alte activități decât cele școlare. Și așa cum v-am obișnuit pe cei care urmăresc această emisiune în fiecare joi seara, vorbim despre copiii care merg la orele de canto, orele de dans, copiii care îmbrățișează arta cântului, care iubesc muzica și care sunt dedicați trup și suflet acestui vis al lor, acela de a deveni o mare vedetă. Într-adevăr, este foarte greu. Dacă ne gândim că a fi vedetă este un lucru ușor. Nu, este o muncă foarte, foarte grea, presupune foarte multe ore de canto, ore de dans, pentru că reamintesc celor care ne privesc, nu putem cânta fără a și dansa, fără a avea o prezență scenică corespunzătoare. Deci, a deveni vedetă este ușor de spus, dar foarte greu de realizat. Multe, multe ore de canto, multe ore de pregătire, dar în același timp foarte, foarte multe ore de studiu acasă. Acești copii care visează să urce pe marile scene ale țării trebuie să renunțe la joacă, să renunțe la desene animate și să-și dedice întreg timpul liber, trup cu trup și suflet, studierii muzicii. Și pentru că, așa cum spuneam, este vacanță, adică va veni vacanța, în această săptămână toți copiii au avut serbări, cei din clasa a patra, clasele a patra, clasele a opta, au avut petreceri de sfârșit de an, de sfârșitul unui ciclu școlar și tocmai de aceea, în această seară, am doar o singură invitată în această emisiune și a făcut timp să vină la noi în studio. Spun bună seara, Alessi Dabija. O fetiță, așa cum vedeți, foarte frumoasă. Ea a mai fost la noi în studio și bineînțeles că și acum a hotărât să se prezinte în fața dumneavoastră și nu oricum, nu observ eu că aici are un premiu pe care l-a câștigat de curând. Alessia, ai terminat școala? Da. Da? Dar în ce clasă ești tu? În a întâia. În clasa întâi. Și ai terminat clasa întâi. Da. Cum a fost această clasă pentru tine? Minunată și foarte frumoasă. A fost greu? Așa, așa, așa. Da? Da. Ați terminat cu alfabetul, cu... Da. Da? Da. Deci știi să citești? Da. Foarte frumos. Și ai avut serbarea de sfârșit de an, s-a terminat sau de acum înainte? Am terminat serbarea și... Da. Și cum crezi tu că... Sau cum ai terminat tu acest an școlar? Cu note foarte bune, mai puțin bune sau cum a fost? Cu note foarte bune. Foarte bune, deci înveți foarte bine și da, la școală. Da. Tu te pregătești la canto, da? Da. De cât te invit la orele de canto? Acum putem să discutăm așa mai pe larg, pentru că suntem numai noi două și avem timp. Mai știi? E ceva timp de când... Da. Acum se împlinesc 2 anișori, cred, da, nu? Da. De când te-ai hotărât să faci canto. Da. Dar ce te-a determinat pe tine să cânți? Cine te-a convins că ești bună pentru acest lucru? M-a convins mama și tata, s-au gândit ca să cânt.
și... Ție îți plăcea de mică? Da, să cânt. Mereu cântam. Da? Da. Păi așa, dacă ne uităm la tine, ai toate aturile de a deveni o adevărată vedetă, da? Da. Pentru că ești și talentată, spun eu, și telespectatorii își vor da seama de talentul tău când te vor asculta cântând, dar ești și foarte frumoasă. Mulțumesc la fel. Și acest lucru cu siguranță te va ajuta. Ai văzut că vorbeam despre faptul că este foarte greu să ne îndeplinim visul acela de a deveni vedetă, da? Da? E ușor de spus, toți copiii spun vreau să devin vedetă, dar este da. Foarte greu. Povestește tu puțin copiilor, ce faci tu pentru a-ți îndeplini acest vis? Prima dată trebuie să învăț și mai trebuie să... Cânți, da? Cânți și... Dacă faci tot așa, o să devii o vedetă. Dar tu vii la orele de canto, nu? Da. Da? Și acasă repeți? Da, repet. Trebuie să repetăm și acasă. Și cu ce ai venit tu aici la telespectatori? Am venit cu trofeul de la Moinești. Așa. Care am luat locul întâi. Da, festivalul Vis de Stea Moinești. Da. Ai participat la acest festival acum de curând. Dacă stau eu bine și mi-amintesc, pe parcursul anului sau de un an de zile încoace, de câte ori mergi la festival, obții numai premiul întâi. Da. Nu? Da. Deci este un mare lucru da. Să fii acolo pe podium și nu oricum să obții locul întâi. Știu că sunt foarte, foarte mulți copii care sunt foarte talentați. Da. Tu ai 8 anișori, nu? Da. Da. Te-ai gândit vreodată că vrei să urci și mai sus decât premiul întâi? Da. Vrei să iei și da. Loc... Locul grupei. Trofeul grupei, da? Da. Și ce faci tu pentru acest lucru? Trebuie să repet și dacă repet în ce mai mult, cred că o să câștig. Cu siguranță. Te întâlnești la concursuri cu diferiți copii, da? Da? Legați prietenii. Da. Cum ți se par aceste concursuri? Foarte frumoase. Da? Și foarte interesante. Te pregătești și din punct de vedere al vestimentației, nu? Da. Cine se ocupă de vestimentația ta? Adică cine îți creează aceste costumații frumoase? Păi mama mea și tatăl meu se mai gândește cu ce să fac eu, adică... Ca să arăți foarte bine, da. Nu? Deci toată familia se ocupă de tine. Da. Ce-ți place ție să mai faci în afară de canto? Mai ai și alte pasiuni? Sau te axezi numai pe muzică? Să pictez și să... Să dansez. Să dansez, normal, pentru că muzica înseamnă atât cântat cât și dans. Da, a venit vacanța, da? Da. Ți-ai propus așa pe timpul vacanței, te-ai gândit, ți-ai făcut vreun plan, ce vei face în această vacanță? Da. Și? Ne spui și nouă? Păi m-aș gândi să merg la strand. Așa. Să mă distrez și să mai ies pe afară și să mă joc și cu prietenii mei, cei mai buni. Da, pentru că acum ai mai mult timp, nu? Da. Până acum era și școala, dar tu unde înveți? Păi înveți la Roman Vodă. Așa, program prelungit. Da. Deci până la 4 erai prezentă la școală, da? Da. Apoi la 4 veneai acasă. Da. Urmau orele de canto și bineînțeles că nu mai aveai timp de prietenii tăi, dar acum în vacanță ai timp de toți prietenii. Dar din ceea ce privește muzica, te pregătești în continuare în vacanță? Da. Așa cum spuneam, vacanța este binevenită și aveți mai mult timp de a studia, de a învăța mai multe piese, nu? Da. Și să mergem și la concursuri, nu? Da. Pentru că, așa cum spuneai, concursurile sunt foarte, foarte frumoase. Deci, ce să te mai întreb? Ce aștepți tu în viitor? Ce-ți dorești să fii? Te-ai gândit? Da, mi-aș dori să fiu cântăreață și să... Cam atât. Nu mai vrei să ai și o altă meserie pe lângă?
Sau vrei numai în domeniul muzicii să... În domeniul muzicii. Da, frumos. Dar ce îți place ție cel mai mult de la școală? Română, matematica? Sau îți plac toate materiile? Toate materiile îți plac, da? Da. Foarte bine. Ce piesă vei cânta în această seară? O să cânt Calea de Cristal. Știi cine a compus această piesă? Da, domnul Sergiu Rudi. Care este și îndrumătorul tău la orele de canto. Cu colegii de la club, cei care fac canto și dans, cum te înțelegi? Foarte bine. Da? Da. Ai prieteni, așa, printre colegi? Foarte bine. Dragi telespectatori, am avut o invitată pe Alesia Dabija, așa cum v-am spus, o fetiță în primul rând frumoasă, observăm cu toții că este frumoasă și acest lucru o ajută să fie plăcută de toți cei care o privesc, dar așa cum spuneam, eu spun că este și foarte talentată. O să o ascultăm interpretând una din piesele pe care ea le are în repertoriu. După care, în a doua parte a emisiunii, o să mai prezentăm diferiți copii care merg la club și se pregătesc la orele de canto și care au avut evoluții foarte, foarte frumoase pe scenele diferitelor festivaluri naționale și internaționale de muzică ușoară. Eu vă las în compania Alesiei Dabija și ne vom întâlni pe parcursul vacanței cu alți și alți copii care vă vor povesti despre vacanță și despre ceea ce fac ei pe tot parcursul acestei veri. Vizionare plăcută! Calea de cristal, ta 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 pe calea.
Să mă schimb.